Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară sunt doi reprezentanți ai Alianței Dreapta Unită. În primul rând îi spun bună seara domnului Adrian Gheorghe, este candidat al Alianței Dreapta Unită la primăria Podgoria. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Florentin Pascu este candidat Alianța Dreapta Unită la primăria Râmnicu Sărat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! A fost prima zi de campanie, aproape pe final. Cum ați petrecut-o? Cum ați început campania electorală? Cum să începem? Cu dreptul, ca de obicei. Suntem deja în începutul, practic, campaniei și noi, ca și Alianță, încercăm să aducem o schimbare în comunitatea din fiecare în care venim. Vreau să vă prezentați așa pentru cei care încă nu vă cunosc și ar vrea să știe mai multe. Sunt foarte mulți acum care se gândesc la o alternativă de vot pe 9 iunie și e bine să cunoască toți candidații. Așa că vă rog câteva cuvinte. Sigur, las pe colegul de la... Sunt Florentin Pascu, candidatul Alianței Dreapta Unită USR PMP Forța Dreptei pentru primăria municipiului Râmnicu Sărat. Totodată deschid lista de candidați pentru Consiliul Local în cadrul municipiului Râmnicu Sărat. De 48 de ani sunt râmnician, sunt născut în Râmnicu Sărat. Ca profesie sunt economist, în prezent sunt antreprenor în domeniul auto. Anterior am fost angajat în cadrul unor companii foarte mari, corporatist, cum s-ar spune. Sunt economist cu specializare în managementul firmei și totodată în cel al managementul serviciilor de sănătate. O specializare foarte rară și căutată în zilele noastre. Vă rog. Adrian Gheorghe, 32 de ani, de profesie tehnician veterinar, asistent medical generalist, antreprenor și absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității Hiperion. Antreprenor în ce domeniu? Am o agenție de publicitate. Un grafic design. Așa că știți exact care sunt problemele și din sectorul privat. Da. Și în calitate de antreprenor, cred că de multe ori ați dorit ca autoritățile să facă mai multe, astfel încât să vă ajute să vă susțineți afacerile, pentru că în ziua de azi nu e deloc simplu. Așa. Și vreau să ajungem la problemele pe care le aveți în comunitățile pe care le reprezentați și pe care doriți să le conduceți, să-mi spuneți care sunt problemele în primul rând și apoi ce soluții identificați pentru ele. Că dați voie, deci chiar dumneavoastră ne-ați ridicat o minge la fileu, spunând despre dificultățile pe care le întâmpinăm ca antreprenori. Așa am și ajuns în politică, luptându-mă cu abuzurile reprezentanților administrației publice locale împotriva cetățenilor, în special împotriva reprezentanților mediului de afaceri. În municipiul Râmnicu Sărat, totul este vechi. Nimeni nu se gândește să susțină dezvoltarea mediului antreprenorial, nimeni nu susține investițiile private. Și aici pot să vă dau câteva argumente, spre exemplu, impozitul pentru cădirile cu destinație nerezidențială este la nivelul maxim prevăzut de codul fiscal, 1,3%. Minimul ar putea să fie 0,2%, deci de 6,5 ori mai mic ar putea să fie acest impozit. Reducerea acestei cote de impozit este unul dintre obiectivele noastre. Nu este greu de realizat, nu implică neapărat una dintre, să spunem așa, căile prin care putem susține dezvoltarea mediului antreprenorial și investiții private, nu necesită neapărat un volum mare de resurse. Ține mai mult de management, da? Și de modul în care sunt colectați și cheltuiți bani. Să vă dau un exemplu. Am spus că avem o cotă de impozit pentru cădire cu destinație rezidențială de 1,3%. O singură instituție în Râmnicu Sărat, da, aflată sub autoritatea Consiliului Local, cheltuie, da, de două ori mai mult decât suma care se colectează pentru, ca impozit pentru aceste clădiri. Și nu discutăm despre o instituție oarecare, discutăm despre un centru cultural. Da? Dacă de la persoane, de impozitul pentru cădere cu destinație nerezidențială anul trecut a fost undeva la 2 milioane 100 de lei, 21 de miliarde, acest centru cultural a cheltuit 40 de miliarde, 4 milioane de lei noi, 12 miliarde pe salarii, 28 de miliarde, 2 milioane 800 de lei noi pe diverse evenimente. Acele evenimente
unele, să spunem așa, de propagandă pe care le vedem pe diferite piațete sau în diverse organizate cu diverse ocazii. Acest impozit ar putea să fie redus doar punând puțin frână la cheltuielile pe care le face, spre exemplu, această instituție. Nu spun să-i tăiem toate cheltuielile, dar le putem reduce la jumătate. Cele nu cheltuielile de salarii, cele pentru diverse evenimente, da? Și din stat am avea un impozit la jumătate. La fel, putem să obținem această reducere a cotei de impozit prin creșterea bazei de impozitare, încurajând investițiile, da? Pentru că atunci când vii sau te gândești să investești în Râmnicu Sărat și afli că ai impozitul maxim prevăzut de lege, da? Nu știu, te duci către Cluj, unde o vreme lungă de timp a fost 0,2% impozitul. În momentul în care a avut Emil Boc ce să impoziteze acolo, da, când s-a dezvoltat mediul economic foarte mult acolo și avea ce să impoziteze și a permis să mărească cota, da, pentru că avea ce să impoziteze. Ei, nu, la noi investițiile nu sunt atât de prezente, mai face câte o investiție privată, câte un mic antreprenor ca și mine, dar nu poți doar așa cu o investiție pe an sau la 2 ani sau la 3 ani să dezvolți o întreagă comunitate. Mai e și creșterea gradului de conformare, da? Prin care poți să colectezi impozite mai mari pe o cotă mai mică, pentru că și aici avem de a face cu unii care plătim impozit conform valorii de achiziție, conform valorii de evaluare sau valorii de cumpărare, dar sunt alții pe care nimeni nu-i vede, care construiesc fără autorizație de construire și pe care nimeni nu-i deranjează, da? Ați fost în ultimii 4 ani consilier local, da? Cred că ați avut un cuvânt de spus sau cel puțin ați încercat să atrageți atenția asupra acestor probleme. Cum au fost primite prezentările pe care le-ați făcut dumneavoastră în calitate de consilier local? Am fost consilier în ultimii 4 ani, consilier local, chiar membru în cadrul Comisiei de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. Două dintre obiectivele pe care mi le-am propus de la începutul mandatului, chiar la începutul mandatului, a fost una, reducerea cotei de impozit pentru că direct cu destinația rezidențială despre care am vorbit, iar a doua, aceea de actualizare a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism. Un alt mijloc prin care poți să stimulezi dezvoltarea mediului antreprenorial și creșterea investițiilor private. De ce spun asta? În Râmnicu Sărat avem un plan urbanistic general și un regulament local de urbanism vechi din 1999, de 25 de ani, care nu mai țin cont de tendințe de dezvoltare ale localității. Practic, orice investitor privat care ar vrea să dezvolte un proiect în municipiul Râmnicu Sărat are nevoie de o intrare de timp foarte mare din momentul în care începe și până finalizează proiectul de investiții, până când devine operațional. Vorbim de proiecte care pot fi realizate din fonduri proprii, unde îți permiți să aștepți un an, doi, trei, până o duci la capăt, dar sunt și acele situații în care unii antreprenori accesează fonduri nerambursabile, da? Unde ai un anumit interval de timp în care trebuie să te încadrezi. Și, așa cum spuneam, în Râmnicu Sărat, practic nu poți să construiești nicăieri orice altceva în afară de locuință fără să faci un plan urbanistic zonal. Prin planul urbanistic zonal modificăm practic pentru o anumită parcelă de teren acest regulament local de urbanism. Durează foarte mult, implică foarte multe avize și costuri pe măsură. Domnule Gheorghe, am văzut că aprobați ceea ce spune domnul Pascu. În calitate de antreprenor, cam de aceleași probleme v-ați lovit? La noi, în comunitatea noastră, nu suntem chiar atât de departe. Noi încă suntem la nevoile de bază ale unei comunități. De aceea, în acești 4 ani de zile cât am fost consilier local, am identificat 7 obiective mari prin care noi și împreună cu echipa le vom aduce către comunitatea noastră. Aici cu mine am broșura de campanie pe care o vom mâna cetățenilor de mâine. Aici am sintetizat 7 obiective pe care le vom implementa în perioada 2024-2032. De ce spun acest lucru? Pentru că sunt un tip foarte realist de fel și îmi dau seama că multe din proiectele cu care venim în fața cetățenilor durează. În momentul de față, lucrurile acestea ar dura, deoarece primăria Podgurii are o datorie de 20 de miliarde de lei vechi și vă dați seama că în 4 ani de zile e foarte greu să ajungi acolo, să dezvolți atât de multe proiecte încât
să ajungi la un nivel de dezvoltare atât de rapid. De aceea, cele 7 obiective cu care vin în fața cetățenilor mei ar fi următoarele: utilități, infrastructură, modernizare, educație în primul rând, pentru că este, după părerea mea, e temelia noastră ca și oameni, dezvoltarea, ecologizare și digitalizare. Haideți să dezvoltăm puțin fiecare punct. Sigur. Pentru că vreau să vă știu proiectele, dacă pot fi puse în practică sau nu. Sigur. Prioritatea zero pe care eu și echipa mea ne asumăm e aceea de finalizare a canalizării. Acest proiect de canalizare, început în anul 2019, în valoare de 56 de miliarde de lei vechi, încă nu a ajuns la o finalitate. Iată, suntem la 5 ani de zile distanță și acest proiect nu a fost o prioritate pentru actuala administrație publică locală. Și de ce spun asta? Pentru că de curând, acum cred că 2 săptămâni, actuala administrație a decis să pună practic crucea acestei canalizări nefinalizate și să toarne un asfalt, un covor asfaltic de 2 km pe această porțiune. Din ce motiv? Știți și dumneavoastră metehnele vechi. Nu, dar un argument bănuiesc a fost sau n-au explicat în niciun fel? Argumentul, într-un fel, nu stă în picioare, pentru că în martie domnul primar ne-a anunțat cu fast că a obținut o finanțare pentru finalizarea acestei canalizări. La această canalizare îi lipsesc branșamentele și racordarea cetățenilor. Cam de asta am avea nevoie. Însă, în luna aprilie, deodată ne-am trezit cu acest covor asfaltic, un covor asfaltic turnat pe datorie, bineînțeles, pentru că noi nu ne permitem, un proiect de 10 miliarde de lei vechi din bugetul local, pe care, bineînțeles, îl vom plăti în 3-4 ani de zile, practic din banii noștri ai cetățenilor. Înțeleg că sunt nemulțumiri pentru ce s-a făcut până acum, dar propuneți schimbarea în următorii ani și aici aș vrea să ne concentrăm. Da. Pe ce ați putea face dacă ați deveni primar la Podgoria? Paradigma noi vrem să o schimbăm, pentru că exact cum am și prezentat aceste obiective, prima dată trebuie să încep cu utilitățile, după care urmează infrastructura. Pentru că, după cum știm și de la Ministerul Dezvoltării, aceste lucruri primează. Nu se pot acorda finanțări de asfaltări pe drumuri comunale, județene sau de interes local dacă pe acestea nu există rețea de apă curentă sau de canalizare. Bineînțeles că pentru noi este o prioritate acest lucru și de aceea ne dorim să finalizăm această canalizare, să reușim să asfaltăm după, pentru că așa este normal, după care încercăm să ne dorim practic să extindem această rețea de canalizare și în alte sate, pentru că dacă vrem o comună europeană, trebuie să înțelegem că avem nevoie de utilități. Celelalte puncte, aveți 7 obiective. Da. Care ar fi primele 3? Ați făcut așa un clasament, cele mai importante sau cele care nu mai necesită amânare? Sunt foarte multe lucruri, într-adevăr, care sunt prioritare. Și anume, cum spuneam mai devreme, finalizarea canalizării, asfaltarea drumurilor comunale, modernizarea ulițelor, cadastrarea generală este o problemă foarte mare, pentru că nu avem cadastru sistematic. Nomenclatorul stradal, iar aici nu avem nimic implementat, pentru că, după cum știți, nomenclatorul stradal nu e doar un moft. Pentru că avem, știți dumneavoastră, situații de urgență, pompieri, salvare, care nu știu unde să ajungă. Nu poți să-i spui celor de la pompieri că stai pe nu știu ce uliță, la nu știu ce gard și așa mai departe. Adică trebuie să spui direct că stai pe strada Primăverii numărul 3, de exemplu, și acolo știi că va ajunge salvarea sau pompierii. Un alt lucru pe care vrem să-l aducem în comunitatea noastră, anume avem o problemă foarte mare cu izlazul comunal. În ce sens? Avem 82 de hectare de teren arabil, deci izlaz comunal arabil, în care în acești 12 ani nu s-a încasat niciun fel de taxă. Deci, practic, la o socoteală,
de 2000 de lei pe hectar, ori 82 de hectare, ori 12 ani, sunt aproape 20 de miliarde de lei vechi, 1 miliard 600 pe an. Vă dați seama, cu acești bani puteam asfalta ulițe și așa mai departe, adică banii aceștia tot în comunitate se întorceau. Nu înțeleg de ce, mă rog, eu înțeleg de ce, însă și cetățenii vor trebui să înțeleagă acest lucru. Un alt proiect cu care venim în fața oamenilor este acesta de locuri de joacă și de recreere pentru tineri. Pentru că știm cu toții că tinerii de mâine, acesta este și sloganul campaniei, tinerii sunt viitorul de mâine și soluția de azi. De aceea dorim ca copiii noștri să se dezvolte într-un mediu din acesta controlat, adică să știi că sunt la locul de joacă respectiv, în siguranță, cu camere video și așa mai departe. În momentul de față, tinerii stau prin diverse locuri, prin stații de autobuz și așa mai departe. Deci ne dorim, practic, o modernizare. Un alt lucru, tot la fel, care e mai stringent, avem câteva clădiri abandonate care nu își mai găsesc utilitatea. Și anume, avem o școală care s-a închis datorită declinului demografic și aici fac o paranteză, pentru că în 2023 am depus un proiect de hotărâre prin care ofeream un stimulent financiar familiilor la început de drum, familiilor tinere, și la primul nou născut voiam să dăm o sumă de 1500 de lei, un ajutor practic. Bineînțeles că acest proiect de hotărâre a fost dus în derâdere de actuala administrație locală, pentru că ne-au spus că copiii nu se fac pentru bani. Da, totuși stimulente există peste tot, chiar și în București, exact, pentru nou-născuți. Da. Exact, acest lucru le-am spus și eu, am motivat și eu, pentru că toți știm că fosta ministră a familiei era de la PSD, adică doamna Firea, care avea implementate astfel de lucruri, însă la noi nu s-au găsit aceste soluții. Acesta va fi iarăși un obiectiv pe care dorim să-l aducem în comunitate, pentru că comunitatea îmbătrânește și automat și starea economică a comunei va deveni o problemă în timp. Aș vrea să vorbim puțin, domnule Gheorghe, despre un alt punct din programul pe care l-am văzut la dumneavoastră, obiectivele acestea, și apoi revenim și la domnul Pascu. Vis-a-vis de sănătate, sunteți specialist în domeniu, dacă pot spune așa. În Podgoria, ce probleme sunt? Cum ajung oamenii la spital, probabil la spitalul județean? Din acest punct de vedere, suntem bine pe infrastructura de sănătate. Avem cabinete, trei, de fapt, cabinete, dispensare medicale, ca să le numim așa, modernizate, însă doar două sunt funcționale. Cel de-al treilea din satul Pleșești s-a renovat, dar nu i s-a găsit nicio utilitate, iar din 2016, dacă nu mă înșel, tot îl inaugurează actuala administrație. Dar în timp, știți și dumneavoastră, clădirile nefolosite și nesupervizate devin o ruină. Și asta încercăm să revitalizăm. Practic, acel dispensar îi putem da o nouă utilitate, un centru medical în acesta pentru persoanele vârstnice și așa mai departe. Adică putem găsi soluții și în acest sector. Domnule Florentin Pascu, am văzut și la dumneavoastră în obiectivele pe care vi le-ați propus în programul acesta electoral că nu vă gândiți doar la antreprenori și la problemele lor. Am văzut că aveți un punct referitor la sistematizarea circulației rutiere și pietonale. Da, la fel ca și în Buzău și în Râmnicu Sărat, circulația rutieră în special tinde să sufoce practic traficul nu doar la final de săptămână, ci mai nou în ultimii 2 ani de zile, de când foarte multe vehicule de trafic greu tranzitează municipiul dinspre Ucraina către portul Constanța. Practic traficul este infernal. Sunt necesare măsuri de sistematizare a circulației rutiere, măsuri care trebuie să fie adoptate în Consiliul Local, iar în Consiliul Local trebuie să ajungă aceste măsuri trebuie să fie propuse de Comisia de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale. Întâmplare face, Consiliul Local are un singur reprezentant în cadrul acestei comisii de sistematizare, primarul este președintele comisiei și din această comisie fac parte și directorul ai celorlalte instituții și reprezentanții ai poliției municipale, poliției locale și celorlalte instituții aflate sub autoritatea Consiliului Local.
Problema este că această comisie, spre exemplu, în ultimul an, a fost convocată, dacă nu mă înșel, o singură dată și atunci la niște presiuni pe care eu le-am pus pentru a realiza un marcaj transversal sau în diagonală la niște intersecții de pe E85 care nu sunt semaforizate, acel marcaj gal, pentru că l-ați văzut și prin orașe mari, nu blocați intersecția, care să ajute cât de cât conducătorii auto care intenționează să iasă din trafic de pe E85 pe arterele principale din municipiul Râmnicu-Sărat. Nu doar aceste măsuri sunt necesare, o parte dintre măsurile pe care le-am propus în ultimii 4 ani a fost puse în practică. Din păcate, nu în ritmul în care îmi doresc eu și nu la amploarea pe care mi-o doresc. Sunt și măsuri de sistematizare a circulației rutiere care nu sunt puse în practică pentru că o persoană fizică sau o persoană juridică, repet, dar tot de o persoană fizică, în fapt, se opun acelor măsuri și reprezentanții autorității administrației publice locale fac un pas în spate, adică adoptăm, luăm în cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale o decizie, mergem dezbatere publică, se transformă în proiect de hotărâre de Consiliu Local, se aprobă în Consiliu Local și atunci când trebuie să fie practic pusă în, să fie pusă în practică măsura respectivă, ne lovim de opoziția uneia sau altuia. E o hotărâre în vigoare, nu? E o hotărâre în vigoare, dar vă spun eu că atunci când o persoană sau două fac presiuni asupra primarului sau asupra altor persoane, acea măsură nu se mai pune în vigoare. Dar, spre exemplu, niște limitatoare de viteză, da? Creează un disconfort. Până învață conducătorii auto că pe un anumit sector de drum au fost instalate niște limitatoare de viteză. Da, în zona respectivă, dacă niște conducători auto trec cu autovehicule cu viteză mare, se creează un zgomot și, nu știu, să apar niște vibrații. Locuitorii din zonă încep să protesteze și atunci reprezentanții administrației publice locale decid desființarea acestor limitatoare de viteză. Sau au mai fost situații în care treceri de pietoni au fost relocate pentru că erau foarte aproape de colțul intersecției și practic ca să te asiguri trebuia să pleci pe colțul intersecției. Trebuiau mutate 50 metri, au fost mutate și peste o săptămână au fost aduse înapoi pentru că un agent economic s-a opus spunând că dacă mutăm trecerea de pietoni nu mai pot parca mașinile la obiectivul respectiv. Și totuși, da? Poliția rutieră nu are niciun cuvânt de spus? Nu, poliția rutieră nu are un cuvânt de spus. Poliția rutieră din subordinea Poliției Municipiului, cea aparține Ministerului de Interne, da, este practic inexistentă în Râmnicu-Sărat, da, așa o percep eu, așa o percep și alți râmnicieni. Norocul face că există poliția locală, care este mult mai prezentă decât poliția decât reprezentanții biroului rutier din cadrul Poliției Municipale. Care, da? Probabil sunt dar prea au, puțin. Dar da. Sunt mai puțin, dar ideea e că au competențe limitate, au competențe doar pe parcare, pe oprire, pe interzis, acces pe interzis și restricții de tonaj. Nu au competențele pe care le au reprezentanții biroului rutier. Nu. Sunt artere din municipiul Râmnicu-Sărat în care, să spunem, viteza traficului este foarte mare. Da? Noi vedem pe reprezentanții poliției municipiului pe acolo. Atunci când le-am solicitat să fie puțin mai vizibil sau să folosească un aparat radar, ne-a spus că nu au. Bun, le-am cumpărat noi. Unu. Chiar la ultima ședință de Consiliu Local am aprobat darea în folosință către biroul rutier din cadrul Poliției Municipale a unui aparat, al unui pistol radar, deci de ultimă generație, și la unui aparat de tip drug test. Da? E, acum așteptăm să-și facă și prezența pe aceste artere din municipiu unde practic sunt curse de mașini, nu doar noaptea și în timpul zilei. Sunt câteva artere municipiului Râmnicu-Sărat, Bulevardul Eroilor, Matei Basarab, Nicolae Bălcescu, Crângu Meiului, artere principale, unde traficul este, viteza traficului este foarte mare. La fel, trebuie regândit traficul în zona centrală a municipiului, pentru că să fluidizezi traficul ar impune niște măsuri de crearea unor sensuri unice și
crearea unor locuri de parcare, deci creând niște sensuri unice pot să apară și niște locuri de parcare și la fel dirigezi traficul în buclă în direcția în care ți-o dorești pentru a fluidiza mai repede traficul. Astfel de măsuri nu au mai fost luate de foarte mulți ani în Râmnicu Sărat, da? Deci o stradă, să spunem așa, a fost transformată în acest mandat, o singură stradă, cred că a fost transformată în stradă cu sens unic, la propunerea mea, ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și era o stradă de unde se ieșea foarte agresiv în E85 și erau multe tamponări în zona respectivă. Au dispărut tamponările de acolo prin simpla transformare a străzii respective în stradă cu sens unic și s-a creat o circulație în buclă în zona respectivă, conducătorii auto fiind nevoiți să reducă viteza, să nu mai sunt atât de agresiv în E85. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat și mai vorbim despre proiecte. Rămâneți cu noi. Continuă emisiunea de Ale Buzoianului. Alături de mine, așa cum ați aflat din prima parte a emisiunii, este domnul Florentin Pascu, este candidat al Alianței Dreapta Unită la primăria municipiului Râmnicu Sărat și domnul Adrian Gheorghe, candidat din partea Alianței Dreapta Unită la primăria Podgoria. Vorbeam înainte de pauză despre problemele pe linie rutieră, dar problemele sunt mai multe și cred că nu doar astăzi, și în precampanie ați mers în teritoriu, v-ați întâlnit cu oamenii din comunitățile pe care le reprezentați. Care sunt problemele pe care le-ați auzit cel mai des? Problemele Podgoriei sunt multe. De la infrastructura rutieră, la utilități, la ecologizare, la digitalizare. Dar ce v-au spus oamenii exact? Oamenii se plâng de lipsa locurilor de muncă, pentru că drumul este ca după război. La o dată, la, cred că la 3 luni de zile, trebuie să-ți repari mașina, pentru că avem o groază de gropi. Și în mare, o altă problemă ar fi câinii comunitari. Nu de mult am avut un eveniment tragic și cutremurător. O fetiță a fost mușcată de o haită de câini și lucrurile astea, cum să vă spun eu, ne-a marcat pe toți, pentru că nu poți să te pui în pielea acelor părinți să vezi lucrurile acestea. De aceea, chiar în cadrul, după aceste evenimente, chiar dacă la nivel de primărie s-au tot pus în discuție și au fost multe petiții pe această speță în legătură cu câinii comunitari, nu s-au luat prea multe măsuri. Eu în programul acesta pentru comunitate am prevăzut și un departament pentru siguranța publică în care vom dori să, cu personal autorizat, bineînțeles, să monitorizăm 24 din 24 camerele de supraveghere ale comunității, iar atunci când se întâmplă ceva, bineînțeles, să intervenim urgent. Pentru că siguranța copiilor noștri e, cred că trebuie să fie un lucru de căpătâi, ca să spun așa. Siguranța cetățenilor, în general, nu neapărat pe paliere. De aceea, noi încercăm tot timpul să venim cu soluții. Tot timpul soluții. Asta e, știți dumneavoastră, nu există problemă, există soluție la aceste probleme. Domnule Pascu, la Râmnic ce v-au spus oamenii pe stradă? La principala dorință a oamenilor este aceea de creare de locuri de muncă. Și la noi, la fel ca probabil în tot județul, locurile de muncă practic sunt pe primul loc în ceea ce privește dorințele râmnicenilor și nu într-atât. Oamenii nu-și doresc să lucreze la stat, deși locurile de muncă de la stat par cele mai atractive în momentul acesta, ca urmare a nivelului de salarizare aproape dublu față de media salariului din domeniul privat, salariul mediu din privat. Oamenii își doresc să vadă investiții private noi în zonă. Așa cum pe vestul țării se lochează investitor după investitor și găsește forță de muncă, așa își doresc obicei să vadă și la Râmnicu Sărat. Avem o oportunitate. În curând va fi gata autostrada Buzău-Focșani și probabil
și nodul de la Ploiești până la Buzău și vom avea, să spunem așa, o legătură mult mai rapidă cu vestul țării. Ce pot să vă spun e că nu suntem pregătiți să primim investitori în Râmnicu Sărat, pentru că un investitor, așa cum am spus mai devreme, are nevoie de sprijin și de un cadru legal în care să poată să investească rapid. Dacă tu vii și durează 3 ani de zile până să poți implementa un proiect de investiții, da, se vor duce tot pe vestul țării. Vă spun că administrația publică locală în momentul ăsta în Râmnicu Sărat nu este pregătită să atragă investitori. Nu a localizat terenurile acolo, destinație poate fi schimbată, nu a inițiat planuri urbanistice zonale prin care să schimbe regulamentul de, regulamentul de urbanism pentru parcele respective, astfel încât un investitor care vine să poată să obțină autorizație de construire rapid, nu a discutat cu proprietarii de terenuri private, nu a luat în calcul schimbarea destinației, așa cum am spus, a unor terenuri pe care OAT-ul le deține, unitatea administrativ teritorială le deține și a căror destinație a trebuit schimbată după foarte mulți ani de zile. Deci, practic, vom avea o oportunitate, autostrada care trece pe lângă noi, dar tare mi este teamă că va trece autostrada pe lângă noi și vor trece și investitorii mai departe către Foșani sau către nordul țării, către Moldova. Da. Despre locuri de muncă spuneți că vorbesc cu oamenii, asta înseamnă că aveți în continuare o populație tânără, pentru că bănuiesc că la Podgoria nu e aceeași situație. Avem o populație, scuze-mă, Adrian, avem o populație tânără, dar care părăsește orașul, mulți tineri pleacă acolo unde îi duc oportunitățile de formare profesională și foarte puțin se mai întorc. Foarte puțin se întorc încercând să-și găsească un loc de muncă în Râmnicu Sărat sau în Buzău sau Focșani, în imediata vecinătate. Sunt, practic, din discuțiile cu râmnicenii și nu doar din această precampanie, ci și din ultimii ani, perioada în care am fost consilier local, mi-am dat seama că râmnicenii nici nu-și mai caută de lucru în Râmnicu Sărat, adică trăiesc cu impresia că în Râmnic nu-și vor găsi niciodată de lucru. Prea că își caută în Buzău sau în Focșani, în localitățile cele mai apropiate. Deci nimeni nu se mai gândește că în Râmnicu Sărat ar putea să fie create noi locuri de muncă în domeniul privat. Avem un angajator foarte atractiv, așa cum am spus, statul. Avem administrația publică locală și instituții sub autoritatea Consiliului Local care își cresc numărul de angajați foarte mult. Avem o singură instituție sub autoritatea Consiliului Local, Transport Urban de Călători, unde domnul primar a inițiat anul trecut un proiect de hotărâre și a modificat obiectul de activitate la cei mai puțin de 40 de angajați pe care avea pe domeniul respectiv de activitate, adăugându-se încă 62 pentru îngrijirea spații verzi. În condițiile în care pentru îngrijirea spațiilor verzi exista o echipă la administrația domeniului public. Da, au mai apărut deodată în Râmnicu Sărat, deci era o echipă de 18 oameni la administrația domeniului public care se întrețineau spațiile verzi din municipiu, dar nici aceea nu lucrau 8-10 oameni. Da? Și deodată au mai apărut 62 de posturi. Imaginați-vă o societate comercială care are 62 de oameni care se ocupă de întreținerea spațiilor. Eu am spus că nici în București, într-un sector foarte mare, nu există o firmă privată, da, care să aibă 62 de oameni care se ocupă. Înseamnă că spațiile verzi din Râmnic sunt excepționale. Sunt extraordinare și au crescut, așa cum ne spune domnul primar, de la 60.000 de metri pătrați la 72.000. Deci au crescut în ultimii ani cu 20% spațiile verzi. Da, din câte ne dăm seama, numărul de angajați care se ocupă de spații verzi a crescut de vreo 5 ori. Am văzut că aveți un proiect pentru testarea angajaților din administrația publică. Nu, ne propunem să creștem performanța angajaților din administrația publică locală. Și da. Cum o creșteți? Stabilind, așa cum și angajații de la care lucrează în instituțiile statului, ca și angajații care lucrează în domeniul privat, deci activitatea acestora se spune tot codului muncii. Da? Pentru fiecare angajat pot fi stabilite obiective, metode de, să spunem, de stabilire a stadiului realizării obiectivelor, da? Pot fi implementate sisteme de management al calității, pot fi implementate proceduri de lucru care lipsesc cu desăvârșire în instituțiile publice, da? Pot fi stabilite obiective specifice pentru fiecare angajat. Tot aud că e greu să evalueze activitatea unui angajat care lucrează într-o instituție publică. Practic, dacă nu își face treaba, nu poți să-l dai afară. Greșit. Atâta vreme cât nu-i stabilești obiective, cât nu-i stabilești termene, cât nu stabilești, nu măsori gradul de realizare a obiectivelor, atâta timp cât nu vezi de ce într-o situație în care nu s-au realizat obiectivele, nu stabilești cauze din cauza cărora nu s-au realizat obiectivele.
da, nu stabilești pe moment corecții pentru a reintra în normal și nu stabilești măsuri corective ca să previi reapariția acestor abateri pe viitor, nu poți să ai pretenții de la angajatul respectiv să performeze mai mult. Și da, ajungi să spui, da, nu pot să-l dau afară sau nu pot să-l înlocuiesc, oricât de neperformant ar fi, ca să nu folosesc o exprimare mai agresivă. Nu, se pot stabili, da, sisteme de management calității, proceduri de lucru obiective pentru fiecare angajat din instituții publice. Și la fel ca în domeniul privat, atunci când un angajat nu își realizează obiectivele, fie că nu vrea, fie că nu poate, da, poate fi înlocuit, fără nicio problemă, respectând codul muncii. Vorbeam și despre Podgoria, despre populația care bănuiesc a îmbătrânit, așa cum se întâmplă în mediul rural, cam peste tot. Așa este. Avem o problemă în acest, pe acest palier, pentru că chiar acum ceva timp numărul, noi am scăzut ca și nivel de populație, pentru că de la 3100 cât aveam în 2020, am ajuns la 2980. Acest lucru a făcut ca numărul de consilieri locali să și scadă. De la 13 am scăzut la 11. Deci, practic, avem un declin demografic foarte mare acolo, dar cu soluții pe termen, într-adevăr, mediu și lung, pentru că pe termen scurt nu se pot face mari schimbări. Dar cu susținerea tinerilor, cu proiecte din acestea sociale, cu stimulente din acestea financiare pentru familiile tinere, cu locuri de casă, cu diferite facilități pentru ei, ușor, ușor vom reuși să creăm bunăstare cetățenilor. De aceea, referitor la locurile de muncă, pentru că tot spunea colegul, eu am în vedere și înființarea unui serviciu în acesta de gospodărire comunală, pentru că nu putem aștepta la nesfârșit de la guvern când putem face și noi, vă dați seama, lucrări mici. Prin acest serviciu vreau să facem o economie și să achiziționăm noi utilaje pentru a face lucrări mici în comună și vă dați seama, automat creăm și locuri de muncă pentru oamenii de acolo. Vrem să achiziționăm butoi excavator, vrem să facem noi rigole, lucrări în comună de infrastructură, practic, de dezăpezire și așa mai departe, pentru că nu putem, suntem o comunitate mică și nu putem arunca bani pe fereastră pentru firme să dezăpezească sau alte lucruri pe care le putem face noi cu oamenii noștri de acolo din comună. Da, am înțeles că la un moment dat ați avut un proiect sau colegii dumneavoastră au avut un proiect pentru modernizarea metroului din Podgoria, nu? Așa este, este o hibă. În anul 2021, eu când am intrat în Consiliul Local în 2020, Podgoria avea o foarte mare problemă cu ecologizarea. Aveam focurile vii din Podgoria, cum le numesc eu, în fiecare săptămână se dea foc la rampa de la marginea satului, era o poluare foarte masivă, am primit foarte multe amenzi pe mediu în acest considerent și vă dați seama că s-a creat acest serviciu de salubrizare. În cadrul acestui serviciu de salubrizare, în regulamentul pe care administrația publică l-a propus, era un regulament de vreo 400 de pagini. Am fost singurul consilier care a citit 400 de pagini și și-a făcut vreo 6 pagini de amendamente. Iar acolo scria că vom dezăpezi la gurile de metrou, vom face curat în scările de bloc, vom spăla trotuarele, vom face curat la stațiile de metrou și tramvai și așa mai departe. Niște chestii care au fost luate, bineînțeles, cu copy-paste și puse acolo. Vă dați seama că colegii din Consiliul Local au fost surprinși când au auzit din gura mea că... Totuși 400 exact, de pagini, da. Și au spus, băi, chiar așa scrie acolo și da, s-au convins că... Ați avut răbdare. Da. Păi, eu cred că de asta ne aleg cetățenii acolo. Trebuie să-ți faci timp, în primul rând, trebuie să citești toate proiectele de hotărâre. Apropo de copy-paste, acum o lună de zile, noi mai copiem așa niște proiecte tehnice, niște studii de fezabilitate care n-au nicio legătură cu Comuna Podgoria. De altfel, un proiect din acesta tehnic, au votat colegii în Consiliul Local de asfaltarea 2 km de drum, cel peste canalizare, de care vorbeam în prima parte a emisiunii, în care noi asfaltam străzile dintr-o comună, din comuna Vâlcelele,
și ne învecinam cu comuna Balta Albă, cu comuna Puiești și așa mai departe. Vă dați seama că la fel nimeni n-a citit aceste lucruri. Deci erau niște hibe foarte mari. Bineînțeles, colegii au votat în cauza acest lucru. De asta și o altă soluție cu care vin e aceea de înființare a unui birou din acesta de scriere proiecte în cadrul primăriei Podgoria, unde noi, ca și OATE, putem face aceste studii de fezabilitate, această scriere de proiecte și mai departe. Pentru că un studiu din acesta de fezabilitate durează mult, trenează și costă de la 20.000 de euro în sus. Ceea ce noi nu ne permitem. Cum spuneam mai devreme, avem o datorie în prezent de vreo 20 de miliarde de lei vechi în crescendo. Pentru că mai avem vreo două proiecte de implementat cu 3 km de drum pe Angel Salini. Mai avem un minut și vreau să vă rog să transmiteți celor care ne urmăresc de ce ar trebui să vină la vot pe 9 iunie și de ce ați fi dumneavoastră cea mai bună opțiune. Le adresez răbăcienilor rugămintea ca în data de 9 iunie să meargă la vot, să facă un efort, să ajungă în Râmnicul Sărat dacă se află în țară, să meargă la vot dacă sunt în Râmnicul Sărat sau dacă sunt plecați în diaspora, să-și roage rudele rămase acasă să meargă la vot. Este important ca după 34, aproape 35 de ani în care am avut aceeași administrație publică locală, după 16 ani în care aceeași echipă se află la conducerea primăriei, este important să facem o schimbare. De ce m-ar alege pe mine? Sunt un om care provine din mediul privat. Așa cum am spus, am forma personală, sunt economist cu specializare management. Am demonstrat pe parcursul carierei profesionale că pot să asigur un management performant la nivelul companiilor. Sunt convins că pot să asigur un management performant și la nivelul autorității publice locale. Vă rog, pe scurt. Dragii mei podgoreni, vă adresez aceste rugăminți de a merge la vot pe data de 9 iunie și împreună să reușim să facem schimbarea în comuna Podgoria. Vă doresc succes! Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi, succes în continuare! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună, la revedere!